Gata, am dat. Deci, principalul buton este butonul de aprindere, care este acesta. Da. De aici, cuptorul se aprinde și se stinge. Și acesta este butonul. Deci eu trebuie să țin apăsat până se face acel cerc de lumini ca să se stingă. Ca să-l reaprindem, apăsăm pe butonul care este aprins, ținem apăsat până se face cercul și se aprinde display. Da. Pentru a utiliza cuptorul, mai întâi trebuie făcute setări. Se pot face setări atât manuale cât și pe program. Pentru a face setările manual, se folosește mereu acest buton pentru a trece de la o funcție la altă funcție. Așa. Apăsăm pe acest buton. Fă un exemplu. Bă, exemplu. Exemplu. Am apăsat pe acest buton. A venit în funcția de gătire rapidă. Această gătire rapidă putem să o modificăm în gătire lentă. Însemnând prin broasca țestoasă. Deci broasca țestoasă este lentă? Broasca țestoasă este lentă. Iepurele? Iepurele este pe gătire rapidă. Apăsăm pe acest buton și am văzut că a trecut la butonul P. P înseamnă program. Aici mai este încă o cifră. Înseamnă numărul programului. Dacă dorim să mergem pe program, trebuie să apăsăm pe butonul de dreapta, acest buton, și intră în etapele programului 1. Dacă dorim să folosim alt program, nu programul 1, putem să trecem, acum licărește 1, putem să modificăm programul 1 sau programul 2. De aici putem să vedem fiecare setare a programului 1 pe etape, pe fiecare etapă a programului. Spre exemplu, în programul 1, prima etapă este de 90 de minute la 180 de grade cu abur de 30% și cu 5 secunde de injecție în cuptor. A doua etapă este setată la 30 de minute, la o temperatură de 200 de grade, fără umiditate înăuntru, deoarece este închisă umiditatea, are un X pe această imagine. Iar celelalte două etape sunt închise, deoarece nu are nicio cifră. Pentru a accepta acest program, se folosește acest buton de OK. Și cum am spus, dacă dorim să trecem la programul 2, atunci când licărește butonul 1, hai să facem o demonstrație la modul de utilizare. El, setarea pentru a seta fiecare parametru din imagine, folosim doar butonul acesta, primul buton din stânga, iar el are o ordine de parcurgere, adică trece de la temperatură, de la timp la temperatură, la umiditate. Acum am apăsat în continuare, a trecut la etapa a doua, cum a decurs și la etapa întâi, și el merge în continuare apăsând pe acest buton până se reia de la programul 1. Deci asta este modul de a selecta un parametru de funcționare. Mă folos. Ok. Deci acest program este ok. Am văzut parametrii de funcționare. Suntem de acord cu ea, îi dăm ok. Nu suntem de acord cu acești parametri, mergem la alt program. Vedem parametrii că sunt ok, îi dăm ok. Deci noi selectăm acum programul 1. Îi dăm ok. Aici ne arată temperatura care este în momentul de față în cuptor. Aceasta este temperatura setată la care trebuie să ajungă cuptorul.
Atenție, la pornirea cuptorului, cuptorul trebuie încălzit, deoarece având temperatura undeva la 10-20 de grade, ca să ajungă la temperatura de 180 de grade, va dura undeva între 2-3, chiar și 5 minute ca să ajungă la acea temperatură, iar noi când pornim de la o temperatură scăzută de 20-30 de grade, vom pierde niște minute pentru, adică se va scurge timpul de gătire cu câteva minute. Așa. Aici putem vedea timpul la care este setat programul, prima etapă a programului, momentan încă nu am venit, și vedem exact setările de câte secunde pulverizează apă înăuntru, cât la sută apă este, umiditatea este înăuntru, modul de gătire rapidă, care este setată în modul de față, iar pentru a porni programul se apasă pe acest buton care este cu 0 și 1. Ținem apăsat pe el până se învârte, iar programul a început. Programul a început, vedeți aici că timpul trece de stânga în dreapta și din dreapta în stânga, iar aici se numără secundele pentru a pulveriza apă în cuptor. S-a pulverizat apă în cuptor. Acum se ține în control umiditatea din cuptor. Când această linie ajunge la 0, se pulverizează din nou timp de 5 secunde apă în cuptor. Acesta este timpul, arată cât timp a mai rămas pentru a trece de prima etapă. Momentan este la 90 de minute, deci mai sunt 90 de minute pentru a trece prima etapă, iar temperatura actuală a ajuns la 180. A trecut la 181, arzătorul se oprește și temperatura o să scadă din nou la 180, cum s-a și întâmplat. După cum vedeți, a mai trecut un minut și a scăzut timpul la 89 de minute. După ce se termină prima etapă, trece automat la a doua etapă, unde se va modifica timpul setat de la 180 la 200 de grade, cum era în etapa a doua, iar timpul de gătire undeva la 30, dacă mi-aduc bine aminte. Deci va trece singur, fără să dea niciun semnal sonor. Semnalul sonor de terminarea programului este după ce se termină și a doua etapă și ajunge la final, dă semnalul sonor care spune că se poate deschide ușa și produsul este gata. În caz că produsul încă nu s-a făcut sau mai trebuie lăsat puțin, el se mai poate lăsa în cuptor câteva minute, având o temperatură destul de ridicată momentan în cuptor, sau se poate trece la modul manual pentru a seta exact timpul necesar cât să-l mai lase produsul la gătire.